Nehotărârea le dă de furcă gemenilor, mai multă siguranță nu va strica. Așa e. Andreea Joiță, ai pregătit acum cu horoscopul, haideți să o ascultăm. Bună dimineața și bine v-am găsit, nativii din Zodia Berbec vor petrece în sânul familiei, armonia și liniștea vor caracteriza ziua acestor nativi. Taurii sunt cam impulsivi și dacă vor să aibă totuși o zi liniștită, sfatul astrologului este acela de a fi pe picior de pace. Nehotărârea îi va caracteriza pe nativii gemeni, una vor spune și alta vor face, acest fapt va isca dispute în mediul familial. Racii sunt sfătoși astăzi, teorie punctelor forte, vor avea soluții la toate. Ei sunt hotărâți să lenevească și să facă numai ceea ce își doresc, relaxarea va fi cuvântul de ordine. Fecioarele vor avea multe motive de bucurie, evenimente frumoase, familiale le vor surprinde în mod plăcut. Balanțele vor fi oameni de bază, tot ceea ce își vor propune vor și realiza. Scorpionii sunt inconsecvenți în alegerile pe care le fac și riscă să se aleagă cu critici din partea familiei. Săgetătorii vor fi în mare formă, plini de energie și puși pe fapte mărețe. Capricornii vor avea o zi tensionată, însă noroc de calmul lor vor aplana situațiile conflictuale. Vărsătorii vor căuta liniște, vor lăsa mult de la ei în relațiile sociale și vor face pe plac tuturor. Peștii se vor distra pe cinste, își vor petrece ziua alături de familie și de prieteni, zâmbetele vor fi nelipsite. Acestea au fost predicțiile astrale, să aveți o zi frumoasă!